ce să vorbesc eu cu RTSB-ul ăla? Deocamdată sunt de actele. Și n-are ștampilă, are ștampilă pusă pe el. Odată la 5 ani trebuie să faci cursul de repede. La 4 ani. Tu ai impresia că mă prinde 4 ani aici? Păi da. Greșești, ce mani. Unde mă, dacă n-ai comens, n-ai nimica? Care se vedea că era bătut în cap. Și mai era unul lipsă care trebuia să vină de la Mizil. Deci ăia a dat cu noi odată trei. N-a știut, n-a făcut. Ma, bă, zice, cum vă cheamă? Cucu. Zice, sunteți frați? Da, suntem frați. Hai să mai dați odată. Am mai dat odată, le-a arătat ăsta, profesorul. Deci, da, n-a știut nici atunci să copieze întrebările. Cum, bă, dacă n-a râs să mori. N-a știut să copieze întrebările? Da. Păi era acolo, bă, dar am râs. Ce-a zis profesorul, ce-a zis? Ce dracu, ia? Ce dracu, da? Ce dracu, bă? Ce-ai, mă, dat? Na. Nimic, mă. Până în 30 de ani. Era tiner, deci de-aia. Eu cred că am fost cel mai în vârstă între ei. Restul era numai tinere. Am luat 8. Da. Nu că ăla era al dracului. Și la al doilea știu unul când am greșit. Am pus, de greșeală am pus. Ce-am. În loc să pun ceu, am pus, mă, au, îmi se pare. Majoritatea a luat cu 6,5. Ăla care era în bancă cu mine a luat 7.